ar trebui un manager, uite, Adrian Porumboiu, care are și Mopan la Suceava. Domnul Porumboiu a demonstrat că din agricultură se pot face bani, da? Are pământ pe la Vaslui, pe nu știu unde, are fabrică de morării și panificație. Și domnul Porumboiu a făcut averi din agricultură. Domnul Porumboiu își permite să țină o echipă de fotbal de Liga 1, care echipă mănâncă foarte mulți bani. Să ții o echipă în Liga 1 la fotbal este foarte costisitor. Mai ales o echipă de Pluton care nu a prea ieșit să câștige bani, mai câștigă din televizor. Da, da. Dar nu joacă în Liga Campionilor să câștige niște bani de acolo, se întoarcă. Nu a făcut transferuri fantastice, jucători crescuți la Vaslui, să ia să-i vândă la Arsenal sau nu știu unde, să scoată bani. Nu, echipa este ținută cu banii lui Adrian Porumboiu. Și domnul Porumboiu din agricultură. Domnul Porumboiu a demonstrat că se poate face ceva din agricultură, dar n-am auzit pe nimeni până acum să-l întrebe pe domnul Porumboiu, vreun ministru sau cea. Domne, tu cum ai făcut în județul Vaslui și în județul Suceava și la Iași? Pentru că ceea ce ai reușit tu în plan mai mic, putem extinde la în plan național și putem face. Domnul Porumboiu cu grâu și cu pâinea, ăla cu ferma de vaci, spunea domnul Băsescu că să nu mai plece de la țăran produsul brut, lapte și porcul gras, viu să plece preparate. Dar cine își face la țară și cu mentalitatea de la țară să-și facă o fabrică la... Exact. Standarde europene, cu inox. Da, bun, cine are bani și trebuie forță de muncă, cine e o babă fără dinți în gură și un moșneac rup de bea de la crâșmă să-ți facă ea agricultură inoxată. Cum să-ți facă? Nu. Deci e o chestiune mult mai complexă, dar cei care au avut performanță, care au demonstrat că pot face performanță într-un domeniu, niciodată nu sunt consultați. Nu sunt luați pe lângă minister să fie ajutați. Și ca domnul Porumboiu mai sunt oameni care au făcut câte ceva. Sunt și alte exemple care au distrus. A primit unul insula mare a Brăilea, a distrus-o, n-a făcut nimica. Dar sunt oameni care au reușit să facă în sistem privat niște lucruri pe care statul nu cred că le va reuși vreodată. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor și domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!